documentarele Radio România Actualități. Mă duce gândul înapoi, prin ampoița pe ampoi, în țara moților, la noi, cu fânul până în piept de ploi. Înoți prin el, dar nu culcat, ci în picioare, ca un brad, prin cerul lui încetinat, când vântul ia l-a șuierat. Mă duce gândul înapoi, în țara moților, la noi, acolo unde s-a născut, la Tărtăria lângă Mureș, cea mai bătrână scriere, pe lut. Apoi la Alba Iulia, orașul Marilor Uniri, unde s-a scris istoria. Pentru aceia dintre noi care au auzit doar despre cărțile care ni se comunică pe materiale neconvenționale, pentru aceia care știu doar că plângând de atâta frumusețe înseamnă tot ceea ce a trăit și a lăsat scris pe lemn, pe ouă, pe cruci de mână, pe ștergare sau pe catrințele noastre atât de frumos smălțate cu flori, Carolina Ilica. Iată acum există o carte album care este, pornind din anul Unirii, pe care avem de ce să-l sărbătorim în continuare, cum spuneam, pentru noi toți. O carte, un album și veți auzi și versurile rostite de cea care doar ea știe să le rostească în felul acesta. Facem această sinteză, de fapt, care sunt cărțile și cum s-au ales gândurile și materiile, ca să nu le spun materialele. Dacă vorbim despre carte, a fost una din bucuriile mele pe anul trecut, alături de altă bucurie și mai frumoasă, cea de bunică. De fapt, este carte de poezie, album ilustrat color, și în același timp și auditiv, pentru că Radio România m-a ajutat să înregistrez toate poemele din această carte album. Nu dă nimeni ajutor mieilor, mieluților, când se scot din mama lor, din mioare albioare, prima oară fătătoare de priori și de prioare. Doar de-i prea ger afară îți vine să-i aduni în poală, ulți cum sunt și în pielea goală. Ciblănița-i cât ierbița ce-i dă colțul, cât tortița de cercei cu bobsul ei. Și-or să crească la oaltă miei și iarbă, iarba înaltă, ca teițele pe tei îi așteaptă. Să o pupe, să o pască, ia să-i gâdile pe bot până-or să se învoinicească. Dar mai este până atunci. Până atunci îi ștergi și duci și le spui voroabe dulci de demult, diminutive și naive, cu mulți e din be și cu moi diftongi ca în miel. Iar de ai pruncuți la sân, mai i-ai pune lângă el. Putem să spunem un audioalbum, tradițional se numește audiobook, dar e, cum spuneam, mai mult decât atât. Iar cărțile pe care le cunoșteam, aceste cărți de la Vidra, sunt completate din decembrie încoace, de când ne putem numi centenari în țara numită România, cu o nouă carte. Tocmai că toate aceste cărți neconvenționale, eu le-am gândit ca să fie o sinteză de artă populară și poezie care ține de prezent, deci o legare a trecutului de prezent sau a prezentului de trecut, privit ca o zestre, ca un tezaur la care poți să apelezi întotdeauna și uneori poți să îl înobilezi cu poezia ta, dar mai corect ar fi, poezia mea este înobilată de aceste obiecte tradiționale, toate piese de patrimoniu. Am furat un trandafir. Am furat un trandafir, trandafirul un copil, un copil de-al crengii lui, creanga lui de-a rugului, rugul de-al pământului, iar pământul al cerului,
cer cu cer deasupra lui. M-a văzut și Dumnezeu, Dumnezeu și Fiul Său, Fiul Său și Maica Sa, Maica Sa. Dar mama mea, mama mea, de m-ar vedea, de-ar vedea m-ar și certa, și certată cu folos, când mă satur de miros să pun trandafirul jos, pe o movilă de pământ, ca pe o boltă de mormânt, ce ne așteaptă gol oricând. Să găsești mijlocul să fii tu însuți și să fii împreună cu toți ai tăi ar putea să fie o definiție pentru ceea ce face prin această carte, album, Carolina Ilica. Noastră de acolo, de dincolo de munți, cum ați simțit-o? Am simțit-o foarte aproape de pământul acesta românesc și de poporul român și m-a impresionat felul în care reușește să îmbine formele artei la un loc, trecând totuși pe prim plan poezia. Istoricul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române. Mi-am dat seama că începând cu 2006, poeta Carolina Ilica expune cumva poeziile sale, călătorindu-ne într-un univers al vieții sale românești prin care a reușit să se proiecteze în universal. Un memento adecvat clipei, pentru că e Cartea Marii Uniri. Noi sărbătorim în acești ani Marea Unire, nu numai în 2018 este acest eveniment și e bine să ne gândim la unire. Poezia ei conține cumva dorurile noastre, dorurile acestui popor care sunt întruchipate câteodată în rugăciune, ne conduc spre fila de istorie, ne conduc și spre sacralitate pentru că are un cult al icoanei, ne conduc spre moșteniri, spre rai, spre sacrificiu suprem pentru că mie mi-amintește și de Ana lui Manole, fără sacrificiu căreia nu s-ar fi putut clădi Marea Biserică de la Curtea de Argeș, intrată în legendă. M-am gândit multă vreme cum să-mi arăt recunoștința față de satul meu natal, Vidra, din munții Apuseni, dar de pe versantul Crișurilor, nu cel al Arieșului și cel al lui Avram Iancu. Și până la urmă am ajuns la această soluție, ca versurile mele să aibă suport sau ramă un obiect tradițional românesc. Care a fost prima dintre cărți? Cartea de lână, Cartea de lemn, Cartea de lacrimi? În Cartea de față sunt adunate numai câteva dintre ele, dar am pornit la drum în 2006 cu Cartea de lut. Fiecare carte neconvențională dintre cărțile de la Vidra are personalitatea ei dată prin două elemente, materialul de bază și tematica. Cartea de lut aducea un omagiu locului natal și în același timp se referea la istoria noastră veche din perioada Daciei, iar suportul era alcătuit din tăblițe de lut, semănând cu cele de la Tărtăria de pe Mureș, considerate de tot mai mulți oameni de știință, dovezile celei mai vechi scrieri din lume. Și bineînțeles că pentru un scriitor este foarte important să știe acest lucru și este bine să-l promovăm. Și atunci m-am gândit să fac acest lucru și de fiecare dată, pentru că împreună cu scriitorul Dumitru Meion organizăm un festival internațional de poezie cu 22 de ediții până în prezent, la care participă invitați cam din 35 de țări anual, e bine să vadă și poeții care vin de peste mări și țări cu ochii lor cam cum arată tăblițele de la Tărtăria. Mă îmbrac țărancă și mă simt regină peste un regat cu sacre bogății, cu spații mioritice de doine și capodopere cifrate în ei. Un strai purtat de mama și o bunică la sărbătorile cu lume multă și de o străbunică ce l-avea de la bunica ei ca dar de nuntă. Cartea album,
cred că s-a dezvăluit rând pe rând prin fiecare dintre materialele sale și reușea să fie, odată cu metafora, chiar o istorie pipoibilă a culturii noastre tradiționale. Țin foarte mult la cultura noastră tradițională, pentru că de acolo ne vine și literatura cultă. Și spre uimirea foarte multor oameni, mai ales din străinătate, la noi arta populară continuă să meargă înainte, fără să-i pese că există și arta cultă și ar putea o întrece sau ceva de felul ăsta. În alte țări nu mai sunt costume populare, în alte țări nu mai este o baladă sau altceva care ține de arta vorbită. Ouăle de Paști se cumpără de la supermarket, nu se mai fac acasă cu acei coloranți naturali care ne permit să scriem apoi pe ele orice. Din fericire, noi avem muzee de artă populară, avem Muzeul Satului Dimitrie Gusti, avem Muzeul Țăranului Român, avem muzee în aproape toate localitățile importante din țară și sunt și acolo tezaure de artă populară. Și ar trebui să avem grijă de ele ca de ochii din cap, pentru că am văzut cum se comercializează și cum s-au scurs din România atâtea valori care trebuiau să rămână ale noastre și numai ale noastre. Și de la lut și de la ceea ce ne dă suportul comun, cu siguranță poemele și gândurile au venit spre noi, spre locul în care așezăm casa și stâlpii casei. A venit locul pentru credință și pentru înfrumusețarea casei sau a obiectelor pe care le avem în casă și toate acestea, că erau de lemn, că erau pânzături, au devenit cel mai potrivit suport pentru fiecare dintre gândurile poem pe care Carolina Ilica a simțit că numai așa ni le poate comunica. Eu m-am străduit pentru că nu există lucruri importante până când nu te străduiești și până când nu-ți dai și sufletul, cum se zice. Și atunci m-am gândit la această simbioză între poezia mea, care este fatalmente a prezentului, și aceste valori care sunt verificate de oameni al căror număr nu îl vom ști niciodată. Dar într-un fel sunt în ADN-ul nostru. Sunt impregnate în ADN-ul nostru și cu cât am călătorit mai mult, pentru că poezia m-a trimis în multe locuri din lume, în vreo 30 de țări, cu atât mi-am dat și mai mult seama de averile spirituale pe care le avem noi. Înainte nu le prețuiam îndeajuns. Înainte mi se păreau așa niște lucruri obișnuite, dar după ce am văzut ce au alții și am comparat cu ce avem noi, am rămas cu inima plină, dar și cu părerea de rău că nu le prețuim îndeajuns. Încă le avem și atunci această carte-album, acest album audio, are acele componente care fac să treacă spre noi fiecare dintre straturile ce alcătuiesc, pornind din sufletul poetului, universul său, dar și al nostru. Și atunci textul scris pe fiecare dintre materiale, textul rostit, ne duce la această încununare care, uite, ajunge la Cartea Marii Uniri. Ajungem la Cartea Marii Uniri și înainte de asta aș vrea să arăt cuprinsul cărții, și anume cartea de lână pe care o am realizat-o în 2007. Are ca suport, bineînțeles, lână, iar tematica este folosirea procedeelor poetice populare, pe care de obicei literatura cultă le dă la o parte. Mă gândesc la monorimă, la diminutiv, la asonanță și la altele de felul acesta. În același timp, este cartea cea mai muzicală a mea și peste tot unde m-am dus, am fost în peste 15 țări cu cărțile neconvenționale, pe rând sau toate la oaltă. La Institutul nostru cultural din Beijing, China, am fost cu toată expoziția de cărți neconvenționale, pe atunci nu aveam și cartea, și am văzut cât interes, câtă curiozitate, câtă plăcere au unii oameni de a descoperi lucruri noi pe care nu le au sau nu le-au mai văzut. Chinezii au o tradiție extraordinară pe toate planurile, și pe cele de organizare politică și pe cele de cultură, de filozofie, dar în timp ce panotam expoziția, au intrat foarte mulți oameni din curiozitate să vadă. Chiar dacă scria acolo că deschiderea va fi peste 2 zile, erau curioși. Nu se puteau
stăpâni, să nu întrebe. Iar la vernisaj, de fapt, a trebuit să fac două, pentru că a fost foarte multă lume. Cum să nu mă bucur când văd că este apreciată nu numai poezia mea, ci arta populară românească?